dragii mei, vă salut cu mult drag și mă bucur tare mult că astăzi ne revedem la un nou material video, Marca cu Iosif pe Coclaure, aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi am ajuns pe Coclaurile din pe Valea Sălăuță, din județul Bistrița Năsăud, și am oprit în capătul satului Telșu, în transbordare, așa cum îi spun oamenii locului, și m-am gândit ca astăzi să venim la mora lui Lelea Măriuță Mutu, aici unde pe vremuri era mare, mare vâlvă. Știu că Lelea Măriuță ne așteaptă, în urmă cu vreo 2-3 ceasuri i-am dat telefon că astăzi am să ajung pe la dumneai ei. N-am mai fost pe la dumneai de multă vreme, așa că eu i-am pregătit și un buchet de flori. Știu că aici, în transbordare, florile câmpului sunt mai faine decât florile Domnului. Și haidați, dragii mei, să vinem pe unghilelea Măriuță și să ne întindem o țară cu dumneai în povești, să vedem ce face și cu ce să mă ocupă acum, în mijloc de primăvară. Doamne ajută-le, Măriuță! Bine te-am găsit! Ei, da, și căței frumoși ai, Lea Măriuță! Nu mă mușcă! Nu mă înșep, așa-i? Doamne ajută, Lea Măriuță! Unul mi-a murit, unul mi-a călcat o mașină și am doi ale handicapat, bate și bună este nici. Dați bun pe lângă casă, așa-i? Ce faceți, Lea Măriuță? Mă așteptați, așa-i? Da, pe vă aștept, că știți, iertați-mă că v-am sunat și v-am sunat pe mult. Nu vă faceți griji, că am întârziat eu o țiră, m-am legat o țiră cu alte treburi. Să știți, Lea Măriuță, că am dat drumul și la camera de luat vederi. N-am fost de multă vreme pe la dumneavoastră și am zis că tare drag mi-ar și să vă mai televizez așa când mai trec pe aici pe la dumneavoastră. Tumna de acolo, de la deal, și le spuneam oamenilor, Lea Măriuță, care ne urmăresc, că aici dumneavoastră în transbordare aveți flori mai mândre ca florile Domnului. Mai încolo, dar eu v-am adus așa un buchet de flori domnești. Vă pup și vă spun, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Vă mulțumesc cu drag. Cu mare drag. Ce mai faceți, Lea Măriuță? Îmi dați aici onoare la masă, Lea Măriuță? Pe unii afară scâinii, să vă pui afară. Nu, afară. Ați pregătit și de mâncare? Da, am făcut supă de șalate. Serios? Dar nu cu carne. Și am făcut gogoșă. Păi zic, cum să vie, domnișorul? Trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc, Lea Măriuță, că atunci când v-am sunat în urmă câteva șasuri și v-am zis că veniți, că vin la dumneavoastră, m-ați sfădit că nici nu v-am dat de știre de ieri. Păi da, să fac ceva, să pregătesc. Da, haideți că îmi dau și eu rubzacul jos din spate și hai să ieșim afară, Lea Măriuță, că atâta e o vreme de mândră. Aici văd că tot așa țărănesc purtați în casă, așa? O spargeți? Păi, de ce? E degradată, e veche. Da, 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 un știm. Putre de păreți, pe din spate nu stincuiți. Da, 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 am înțeles. Să-mi o facă iarăși. Dar tot așa i-am spus, că așa să se gânească, să mă lese, să-mi pui tăte înapoi, dar mi le pui iarăși. Vă doriți așa să o aveți, să rănească. Asta îmi place și acolo sus, am și jos, numai să veniți să vedeți ce am și acolo. O să televizăm și de data asta. Doamne, câtă lucrătură mă uit, Lea Măriuță, și la carpeta asta. Ai mă tăluc așa, supărată că nu mi-i poți lucra. De astăzi ce trăistuță am acolo făcut, i-am făcut aia asta iarnă, că tăi n-am putut să stau. Uh-huh. Dacă nu poți să nu poți alte și alte, și va trebuie să facă. Da, da, nu da. Poți să stai, nu, că nu nici așa sănătos, dar totuși mai fac ceva, că n-am ce să fac. Asta am vrut să vă întreb, cum stați cu sănătatea? Bine. Bine? Bine, bine. Când poți lucru, când nu mă pui și stau, uh-huh, nu mă scolă nimeni, nu mă mână nimeni. Corect, nu mă adună nimeni. Da. Le spuneam oamenilor, în timp ce coborăm aici pe drum către dumneavoastră, că aici mai de mult era vâlvă mare. Aici, dragii mei, Lea Măriuță, da, au avut moară, vâltoare. Mașina e lână, dar aghelână, da. Și să vă spui, și era s-o terminată. Nici moră nu le mai trebuie, că mă cumpără farina, mălai nu mai pune nimeni. Da, da. Ce să facem? Le ținem aici atâtea, moră avem acolo, dracul avem aici. Dar nu le mai vine rândul niciodată, că nu mai știu să mai torcă. Nu mai știu să torcă. Nu mai știu să mai torcă și nici n-au nevoie să torcă, pentru că am o este tăcișele, de ce să torcă? Da, da, da. Nu sunt pături, sunt farfeluși. Apoi de cusul nu vă poți povesti câte am cusul și câte am cusul și în sală la fomică.
Dacă adușesc cineva să-i costă, nu-i dam până când nu mă începem și eu după modelul ăla să-mi fac și eu să am. Da, da, da. Și hal, dar cât trăiesc eu după ce nu mai este lumea folosă nimeni. Corect, corect. Dar degeaba, știți, cu toate hainele domnești, lucrătura, da, cum fășea femeia de la țară, aici la noi în țară, cred că nu... Nu putea să facă nimeni. Și uite, mă uit aici la perinile astea, ale Măriuță, cât îți de frumoasă. Cât îți de frumoasă. Ce să fac? Atâta liniște aici la dumneatale? Liniște, nu mai e greu că singură, dar pe și singură e greu, dar și cum vreau e mai greu. Corect, corect. Dar nu e greu, că mă ajută copiii, am copii buni, să le mulțumesc la Dumnezeu că mi-s copii buni și au grijă de mine, că eu pentru ei am stat și am suferit aici. Da, da. Că am zis că să aibă ei, acolo în satul Nibăietul, i-o dat părinții mei și-o făcut la Tonerică, cred că l-ați văzut și pe ei. Da, 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 l-am văzut, l-am mai fost odată. Aici am rămas eu de la socri, am fost cu socri aici și mi-a rămas nouă aici. Și... Da, da, da. Îmi place și mi-e dragă aici, nu? Am fost operată și am stat la fata Mustriai. Și am stat la ea 3 luni și nu mi-a fost îndemână, mi-a fost bine, nu mi-a fost rău, nu nimic, dar nici că n-am fost și am venit și când am văzut zăpada așa mare, zic eu, aici nu mai viu altul. L-am dus înapoi iară și m-am cred că a fost iarnă grea așa. Da, atunci da, a fost mare zăpada. Și apoi am fost operată și am stat la ea, nu bine, că m-au grijit ce să zic și cu scrie eu mine am copii, eu mine nepot să le mulțumesc la Dumnezeu. Da, să-mi da. Dai Dumnezeu numai sănătate. Păi vedeți, dumneavoastră, alea Măriuță, astea-s bucuriile omului până la urmă. Sănătatea și înțelegerea domnișorului, dacă te însori și ți-ai fumezi, să te înțelegi. Nimic să n-aibă, numai să te înțelegi, să te iubești unul pe altul. Corect, asta. Și corect. Să fii sănătos. Da. A pe când nu ești sănătos, poți să ai tăte, că tăte le dai pe sănătate. Da, că ea, până la urmă, două mânuri a tale și două mânuri ei faci în viață ceva. Că de mult nu se lua oamenii numai dacă era de gazdă, dacă se mărita una după unul de gazdă, deși necăjită, nu, deși uite colotul pe așa săracă. Amul nu se mai uită nimeni, nu mai contează. Erau multe întâmplări, mai de mult, erau, așa, da, despre căsătoriile aranjate. Da, nu le plăcea la părinți, că trebuie să șe tot de gazdă, cum erau și ei. Și apoi dacă îi plăcea una mai săracă, pe nu eram voi părinți, că trebuie, amul nu mai contează. Amul după dragoste. După dragoste și din toată lumea asta se adună, tatea din toată țara, să alege dacă sunt doi la noi din Telci, tot unul dintr-o parte și unul dintr-o altă. Să se înțeleagă. Asta e să da, se înțeleagă. Știți, le, Măriuță, mă gândesc că, uite, dacă înainte căsătorile erau aranjate de părinți, da. Parcă tot nu erau atâtea divorțuri ca și acum când lumea să strânge la o altă din dragoste. Da, copiii când să vreau să se, să strângă la o altă, să se căsătorească, pune să se căsătorească. Să nu stăie necăsătoriți, că nu-i bine. Să se căsătorească, pe cum de Dumnezeu, dacă se pot să înțeleg, dacă nu se despărțesc, dacă să stai și să căsătorească cu copcii, nici să vezi copii, niretiei la biserică și cu copcii. Asta era o rușine mai de mult, da, așa e? Da. Și femeile care erau gravide, fetele nu mai ieșeau pe drum, domni, firchile, rușine nu mai ieșeau. Mai este astăzi rușinele, Măriuță, la sat? Niciodată. Nu? Nu este. La nimeni. Mai de mult spuneau bătrânii că era o floare, care avea o țâră de albestreală sus și așa era floarea rușinii. Am să zice că nu mai crește nici floarea rușinii. Nu mai crește nici floarea rușinii. S-a stricat lumea de tot. Nu știu, ce să facem. Am să ne lese Dumnezeu să fim sănătoși, să ne lese Dumnezeu în pașe, să rămânem cu bine, apoi și-a dat Dumnezeu. Nu știi de asta, pe ce te să vine. Da, da, corect. Mă bucur tare mult că astăzi la dumneavoastră în curte la Măriuță. Și eu de când te-am așteptat să vii. Da, cred că e vreo 2 ani de zile am tot aranjat. Mi-au caminte că anul trecut am dat o fugă așa pe fugă. Când ai venit cu brânza asta. Da, 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 așa pe fugă și cam atât. Au fost sară, târziu. Dar uite, cam pe vremea asta mândră am reușit să vin. Haideți să ieșim o țiră afară, le Măriuță, să le arătăm și oamenilor liniștea colibiei, să zic așa. Aici, în spate, le Măriuță, ați avut cuptorul de făcut pita, așa-i? Și nimeni face pita, nu? N-ați mai făcut foc fata în el, așa? Fata mea lucră la brutărie, la pită. Jinerile meu care pită cu mașina. Și apoi de ce să mai faci pita aici? N-am făcut pita, eu mai fac în lere. Fac pita cu brânză, că am lere aici la da, pita. Da, da. Și apoi acolo mai fac și eu pita. Restul, este pita, mă, când n-am mai ieșit și n-am mai vine, apoi eu îmi fac, numai să știe ce fac. Corect, corect, așa e. Nu, haideți că ne așezăm aici și pe urmă ne mai întindem noi în povești. Nu, ale Măriuță, văd că astăzi mă ominiți bine, așa-i? N-am făcut carne. N-ați făcut carne. Poate că nu apuc carne. Nu, nicio problemă, ale Măriuță. Haideți să le spunem oamenilor și ați pregătit aici. Am oameni iar o să mă judece că vin pe la oameni de la țară numai să mănânc.
Da, să știți că eu v-am zis azi dimineață, nu pregătiți nimic ale măriuță. Aveți aici pe masă niște gogoși. Da, și aici e pâine caldă, proaspătă, aici... la brutărie. Serios? Da. Și aici mai avem, dragii mei, asta e cea mai bună și mi-au aminte că atâta de multă mâncam vara ale măriuță, zamă de șalatie, cum spunem noi aici, către Năsăud, sau zamă de salată verde. Da, de salată, din grădină. Exact. Verde. Din grădină e la dumneatare salată, da, așa e? Da. A spus în primăvara asta în grădină, da, una alta. Acolo grădină s-a văzut, am și apă, am pus cartofi și aici am pus fasole, de toate și alea. Că nu prea poți lucra, dar mă năcăjesc să lucru, că știi și eu de parte. Și nu poți merge la magazin să mă duc să-mi cumpăr, ieși în piață. Și apoi dacă îmi pui aici, mă duc și-mi eu când îmi trebuie. Da, da, da. Și mă duc și se fac. Când poți lucru, când nu mai stau, iar mă mai duc. Uh-huh. Dar nu mai găsești pe cineva să-ți lucre, dar să-mi și muri. Nici o femeie nu mai găsești la lucru, nici un bărbat pe lumea asta, tot să duc, tot să-ți plecat. Au ajutoare, au salvare, au pensie, au, nu mai vine nimeni să-ți lucre, gata. Da, da, da. Și trebuie să lucri singur și corect, să faci copii, duci la casa lor, băi, tu în Germania, nepoți la școală. Ce să fac, stau aici singură. Animale aveți? Țin minte că ați avut și ceva porși. Am avut porși de mult, dar nu mai poți ține. Nu mai țineți porși? Nu se mai poate. Nu mai poți, nu mai poți mere la porși. Și găini câte aveți? Nu știu, 20 și 20. Deci ajung, cum se spune, la o femeie singură. Și să faci și la aceea, trebuie să îmi liste ce scurs, să le dai, să le curățești, să le pui minchi în minchi în apă, să le lapui și nu. Corect, corect. Și să fac cine? Că... Așa pe mi-am pus aici afară flori ca să nu-mi și urât. Foarte frumos. Zic, îmi pui, mi le-am cumpărat și mi le-am pus aici, că zic, nu, să nu știu de tăt, să-mi și de tăt pustui casa. Da, corect, corect, așa e. Dar e foarte faină, pe o liniște aici, liniște, la dumneavoastră. Da, și da, n-am cu nimeni nimic, aici atât în grădină, am cu galițele nimărui, nu vin la mine, nu merg a mele necăria, că tot incis aici, așa vin, da, 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 ăsta mare aici. Așa pe aici grădina o dau la veșin, să lucre fânul, să-l facă vara, să-l cosească, că dacă eu n-am vite... Nu obiezuiți. Știu, la Măriuță, dacă nu mă înșel, în urmă cu ceva vreme, v-am găsit odată trăgând la cos aici. Pe grădină, nu? Nu, eu nu. A deci fost cineva, a cosit cineva. A cosit o veșină, că la o veșină îi dau aici să cosească și a fost el a cosit aici. Da, da, da. Nu n-am cosit, că nu știu, dacă eu, domnișorule, știi cosit, păi n-ai vedea iarba asta până acolo. Dar nu m-am învățat să cosesc, nici să tai cu drujba. Da, da. Nu m-am învățat, dar prindea, pe vă prindea bine dacă știați așa. Da, păi nu mi-i trebuie nimeni. Am uși cosători de astea, știi cum le cosesc, una, două, nu-i cosă de șerpi. Cu un, doi, da. Da, una, două cosesc. Da. Dar nu mai găsești pe nimeni nici cu ala. Bine, că băietul meu are de când până vine acasă. Da, da. Și apoi grei cu cineva să-mi cosați, că nu poți să suporti iarba mare. Asta e poți, la mea nu-mi place să văd iarba până acolo. Vei drag să știe ordine. Să știe ordine, nu, da, asta da. Mie să știe ordine, să nu știe mizerie până acasă, că... Nu-mi place, nu, și aici lângă drum și când vede cineva de pe drum și uite mă, și are asta aici, uite. Nu vă deranjează mașinile de aici? Că, de fapt, sunt numai aici, de la deal de dumneavoastră, nu se aud. M-am obișnuit. M-am obișnuit cu ele și nu le aud. Da, da. No, hai, Lea Măriuță, să ne punem la masă, no, să mâncăm. Casă, ei, văd că să cam hrăiesc în ei, Lea Măriuță. Da. Amu, Lea Măriuță, de ominit m-ați ominit. Dar amu, aș vrea să le mai arătăm oamenilor și așa ce aveți noastră până casă, da, pentru că aveți o ladă de zestre, da, atâta de frumoasă, da, de Doamne ferește. Da, și asta se datorează hărnișiei dumneavoastră. Eu țin că trăiesc, asta nu mi-o dau. Foarte asta bine, frașeți. Apoi după ce nu și eu facă și ori vrea, eu cât trăiesc, mi-o țin, că îmi place și mi-e drag și dacă e spusă și-s făcute, tăte nu mi-e urât. Mi-e drag, când mi-e urât, mă duc și mă uit la ele și îmi trece tăte în cazul meu. Da, corect. Că și singură e și greu, că dacă ai și în sat, ai unde să mergi, ai cu cine să povestiești, dar pe aici m-am obișnuit. Da, m-am da. Așa, e grea singurătatea asta, Lea Măriuță, că uite, nu v-am întrebat auză, niciodată. Auză, de mult povestind bătrânii, zice, vai, greu singurătatea, dar eu eram tânără, mă gândeam să mă văd eu singură. Dar uite că nu te vezi când ești tânăr și când te căsătorești, te vezi când ești bătrân și când e greu. Și să fac copii, să duc, am, nu mai stau copiii cu părinții. Fata mea, am primit asta omnă 30 de ani de căsătorie, de 30 de ani în ură cu socrii. Uie, mai vedeți de astea, nicării nu s-a mai găsit. Da, nicări. Exact cum povesteam în casă atunci la început, chiar de parcă căsătoriile de altă dată da, erau mai trainice da, 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 față de cum îs astăzi, da, în ziua de astăzi. Da. Am, nu mai stau, când se gata, nu, stau câte doi ai la oaltă,
După ce se iau și se duc în luna de miere, după ce stau la o lată și fac cine. Strică banii și se despart. M-am uitat la emisiunea asta, la Mireasa, care o câștigat, ai văzut? Și-o despărțit. Serios? După ce-o câștigat banii așa care se dă. No, mă. Și-o despărțit ei. S-o băgat divorț, s-o despărțit. Apoi nu știu cum o împărțit banii, că n-am mai... N-ați mai urmărit, da, da, da. Vă mă uitați așa pe la televizor, la Mărița? Uit, vă mă uitați? Uit, la ce vă uitați de obicei? Mă uit la știri, mă uit la Acces Direct și la asta mă mai uit. Da, da, da. Acolo cât e mai văd. Uh-huh. Așa, pe, mă uit la România au talent. Și România au talent. Acolo cred că vii mai drag. Am pe acolo șapte curioasă să văd care ce fac, care cum fac, care, uh-huh. care, pe care aplaudă, pe care rămân, pe care nu-i... Okay. Da. Ce să fac, cu aia trece vreme. Da, păi pe mine, la radio, mă mai ascultați, da, la Măriuța? Da, păi v-am spus, eu nu mă culc duminica până nu te ascult. La 9 eu te ascult la radio. Dacă duminica cumva uit, ori nu-s acasă, miercuri seara, sigur te ascult, că tot așa e emisiunea aia. Da, 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 e reluarea, da. Da. Corect, corect. Așa vă ascult și nu o să vedem pe unii Iosibica. Da, văd acolo că vi-i pus radio în fereastră. Acolo e pus. Dacă lucru pe afară să-l aud. Știi că da, da, da. Am radio renașterea și dimineața, în fiecare dimineață e slujbă și seara. Uh-huh. Și după slujbă până la 12 muzică populară. Da, da, da. Și apoi stau și-l ascult. Da. Și lucru pe afară. Și apoi seara când mă duc pe-l pui în casă. Da. Știu că în urmă cu câțiva ani buni la Măriuță de multe ori v-am zărit de aici, din transbordare, mergând cu bicicleta, duminică dimineața, la Sfânta Biserică, în sat, în Terșu. Merge aici, mă, că vă unde... În continuu, așa-i? V-ați dus și s-a putut. Iarnă, cât era de frig, nu-mi tignea și dacă merem până în sat și vinem, bine că salta. Atât eram de liniștită și de fericită cum vinem. Nu știu să fac dacă nu poți mere, nu poți. Mai îmblați amul cu bicicleta. Nu, mai îmblați. Trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc că de aici, din transbordare până în sat, în Telciu, sunt vreo 5-6 km, da, nu? 6 km. 6 km. Da, da. Uh-huh. Și dumneavoastră pe vreme bună, pe vreme rea, vă suiați și vă dușeați. Iar dacă nu era zăpadă, că aici curățați zăpada pe asfalt, eram suită pe bicicletă, mânuș, îmbrăcată bine, cu palton, cu șizme și eram dusă la biserică, nu puteam sta. Da, da, da. Și să fac ascult acasă, bine că nu e acasă ca la biserică, dar îmi pare bine că am ceva așa acasă. Da, da, da. Am televizor, am radio și ascult, dacă nu poți merge și să fac. Da. Văd aici că pe părău, la Măriuță, nu mai trece apa. O să cad pe rău, așa, oare putem să le arătăm oamenilor că pe aici a curat apa mai de mult. Și era vâltoarea. Și era vâltoarea, hăt. Ia calea, de unde vine apa? Vine apa din tumna sud, sus, băgată, așa-i? De sus, de sus, uh-huh. Vine apa, e mult. Și aici era vâltoarea. Da. Ați desfăcut-o, nu? Și bă, n-am desfăcut-o. N-ați desfăcut-o. Am lăsat-o, da. Că aici ne-a fost tot, a fost podul ala vechi și a trebuit, nu, de aici și... Duster, că a fost putred, a fost de mult. Și apoi, dacă eu n-am mai putut lucra, la vâltoare nu mai aduce nimeni, am cam un spălătorii. Da, da, da. Și apoi n-am mai făcut-o. Și uite, pe aici, pe geamul ăsta, ieșea și mora, nu? Da, da, ieșea și... Era rota mare. Da, da, acolo, că mă arăt și acolo la mora. Da. Și aici, în căsuța de la vale, trebuie să le mai spunem aici oamenilor că aici era dăraca de lână. Da, no, haideți că vă lăs pe dumneavoastră înainte și eu vin după dumneata, Lelea Măriuță. Aici e mora, da. Aici mora n-am desfințat-o, am lăsat-o aici, că mai vin și mai filmează de ei. Uh-huh. Nu, aici le-am țesut, aici eu, că n-am avut și lucruri. Toate preșurile le-a săptat da, noastră, așa-i? Da, 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 toate le-a țesut, este în chiar așa. Războiul de țesut îl mai aveți? Da. Îl mai aveți? Și mai lucrați la el? Nu mai poți. Nu mai puteți, nici la el? Nu mai poți lucra și n-am pentru ce să lucru. Da, da, ce da. Ce să mai fac? Am lucru, nu le mai trebuie la nimeni. Uh-huh. Nu mai am ce să mai fac. Da. Dar pe timpul nou că trebuie să faci curățenie, păstietăți, să pui la rând, să spili. Corect, da, da, da. Nu găsești pe nimeni, păi când mă apuc câte o săptămână și tot, spăl câteva și tot. E destul de mare casa asta, da, le Măriuță. Foarte mare, foarte și aici jos și sus, mi sunt care. Câte gazde o stat în ea? Două gazde. Da, 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 uh-huh. Pe celălalt s-o dus de aici așa. Da, 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 casă da. Mare, mare. Da. Uh-huh. Atâta agitație cred că era atunci când vinea lumea cu sacul în spate. Și atunci n-aveam prejuri pe jos, că era saș, eu nu mai încăpea de saș. Serios? La cântar vine cu lână, era cântar, eu aici uh-huh. Cântărem lână și saș la moră și da, mora da. Mere într-una. Toată săptămâna mașina am mălai și sâmbăta și duminica mașina am griu. Și apoi după ce gătam de mașina greu, turnam mălai și făceam fărină mole și apoi făceam pită în cuptiuri, apoi nu îți poți povesti așa pită, nu mai mâncăm amul. Da, da, corect. Vi dor o bucată de pită din așa? Da, dar pe amul nu mai e fărină de așa. Uh-huh. Nu mai
Greoar și, dar n-ai un mașinar. Da, da, da. Aici, pe Valea Sălăuță, câte mori erau? Au fost multe mori. Au fost multe, așa? Foarte mori au fost. Serios? Foarte multe mori au fost aici. A noastră a fost mai înapoi ultima, dar pe amul. Și cam din ce vreme a început să strâșe treburile cu mora, cu draca, cu vâltoarea? De la Revoluție. De la Revoluție. După Revoluția, păi s-a gătat atâta. Din ce cauză n-au mai mers? Păi n-au mai mers că au venit farină, au cumpărat, nu mai pus oamenii malai, s-au dus în străinătate, nu mai văd și lucra și ne pune malai și ne pune de astea și nu mai vine la mora și cumpără. Cumpără farina de malai, este la pungă, la un kilogram, la două kilograme și cumpără farina și să mai pui malai și să căpălească. Nu era un șers aici pe drum, cum era în sat, să vezi ceva luhăror, baraboi, era numai malai, toate șersurile, mai vezi un malai rar, unde mai vezi câte un malai. Da, da. Nu-i pune nimic. Am obinit ce praș, nu mai s-o gătată. Ați gândit că s-a stricat vreodată rânduiala asta aici la dumneavoastră? Nu v-ați gândit, așa e? Niciodată era socru, aici pe socru după ce o bătrâni și nu mai putut, apoi a rămas noi. Da, da, da. Am lucrat aici singură, la spui că eram și în coașe și în culo, lătem și lucram și de... Nu și hal mai. Ești bătrân. Uite, cam trăiți cu amintirile. Da, cu amintirile. Da, da. Și atâta cât le-am povestit copiilor. Ai văzut cum e pui ceea, dacă vii și mă tot acasă... Nu te gândi la așa ceva, Alea Măriuță. Uite ce ești câte trei surța, nu? Uite ce una de asta, tot dau tot la... Vreți să-mi o dați mie? Da, dar pe eu dau ca și ea și știu când îi mere după ea. No, vă mulțumesc. E foarte bună, Alea Măriuță. Da, da. Să-i o dai la domnișoara și să margă cu ea la servici. La noi tăte pomeni la biserică să duc cu trei stuță. Cu trei stuță? Trei stuță, da. Uh-huh. Și apoi mai am una de aceea, ea făcută cu ei stani. Și apoi am, ori să-i dau una de asta? Eu zic că e bună asta. E bună și da, cum să nu? Păi și-a spus mâna întâi de obicei cam așa e. Așa se spune. Nu. Mulțumesc asta, tare da, mult și cu siguranță o să bucure. Măi de multele, Măriuță. Meream copiii la școală cu trei stuțe. Asta am vrut să zic, să mere la școală cu o trei stuță. Și merem cinci pe la Paști cu trei stuțe copcii, mere după ouă. Dar nu a venit un copil la noi de Paști, nici când s-a nu mai îmbla nimeni. Nu îmbla după ouă? Nu. Păi nu mai îmblă după ouă, că pentru că ouă sunt. Mai îmblă pe la jun, de Crăciun, de anul nou, că petul și-a mai capăt un leu. Da, da, dar după ouă nu mai îmblă nimeni, că nu toată lumea are ouă, cumpără și nu. Da. E mult îmbla copcii, vine cu trei stuța, cu ouăle și cu turcițele. Nu mai îmblă nimeni. Da, din păcate. Dor. Da, s-au stricat. Așa e un portar cu mine spate lui. Și coverturi frumoase și fețe de pernă faine. Uite ce acolo și am haine țărănești. Asta e un costum țărănesc, așa-i? Da. Și traista. Și traista, mă. Doamne frumos, oare puteți o țără să-l luați în mână, să-l arătăm oamenilor cămeșa măcar? Da, pe numai sau... cămeșa. Da, sau polile, sau ce doriți. Nu. Uite, tare frumos. Dumneavoastră l-ați făcut? Da, e mult. Sau îl moșteniți? E mult. Păi e mult, aha. Mult. Da. Vânzăturile și e mult făcute. Da. L-ați mai îmbrăcat, Lea Măriuță? Da, nu l-am mai îmbrăcat, de când m-am măritat, nu l-am mai îmbrăcat. Serios? Dar l-am ținut așa în ladă. Dar cu ăsta v-ați măritat? Nu, nu, am avut altul. Ați avut altul. L-am vândut. L-ați vândut? L-am vândut. Și nu vă pare rău, Lea Măriuță, că l-ați dat? L-am dat la o fată de-a lui Urșină, de-a mea. E, în familie, da, da, da. În familie, nu-mi pare rău că l-am dat, că și e nebun. Și traista atât de frumoasă. Așa merege mult în sat cu traista. Da, se spuneau, de fapt, oamenii la țară spuneau că făloșenia omului s-o arătai prin traista. Care era mai faină și care era mai... Împănată și colorată. Împănată și care erau mai pline. Da? Pline cu ce? Cu ce cumpărai, cu ce adușei. Da. Dumneavoastră mai îmblați cu traista? Știi când mai îmblam, când mă dușem la biserică, ne dușem prescuri. Dușem prescuri, ne fășem părăstași după morți, dușem prescuri și dușem colăcuze și amnice, da? Și apoi merem cu traista. Da, da, da. Pe restul nu am îmblat. Da, așa că mergeți în sat, nu luați nu, traista? Nu, am mai eu trei stuță de astea, că la noi în sat ce familie s-a învățat cu trei stuță de astea și îmbla. Da, da, și da. Și apoi când mă duc, dar pe tot întrebă și plasă, că nu poți pune trei stuță cât am de adus. Da, da, corect. Vai și mânuță, harnici ați avut, Lea Măriuță. Ce să faci? Și asta n-am făcut-o eu, astea nu mă le-am făcut-o, pe vânzăturile nu le-am țesut eu.
Numai că ne așa. Da, de pânzături mă gândesc că erau femei care se ocupau de țăsut, de ales pânzături. Am țăsut și eu când am fost tineră, am țăsut la fate, la băiete, că erau băiete la școală și am țăsut pânzături. Uh-huh. Dar pe e lucrat de pe ceșit, dar pe nu le-am pe ceșit, eu că se petegea cu mărjele. Uh-huh. Aici, în spatele dumneavoastră, Lea Măriuță, văd niște tablouri tare, tare vechi. Apestea de la părinți, de la bunicii mei din sală. Serios? Oare sunt cumva catolici? Ori fi fost catolici? Nu au fost catolici niciodată. Nu știu de unde au ei. Asta e foarte interesant. Am găsit-o acolo la părinții mei și apoi am adus-o aici și n-am lăsat-o. Tare frumoasă icoana asta. E vece, oricum e vece. Și farfurile astea, tăteți de la mama, tăteți prea vece astea. Da, da, da. Ce bine că le păstrați. Le păstrez, că nu. E drag să le... Să le văd aici, să nu știe casa. Eu mă duc și văd casa acolo, Violeta. Violeta? Așa că eu aici așa singură și mai văd câte ceva, gândești că mi-e mai drag. Da, da. Mă bucur că mai văd câte ceva și să fac. Așa-i. No, haideți, Lea Măriuță, să ieșim încolo. Când era mora, nu putem pune de astea, că sunt plei de farină. Da, corect. Dacă nu mere mora, am zis că le pui, bată aici. Foarte bine, foarte bine. Ca să, le, ca să le vedeți, Lea Măriuță, cât trăiți, pentru că până la urmă trebuie să vă mândriți cu ele. Că la ele ați lucrat o viață întreagă. Am lucrat mai mult, am mai cusut. Seamnă că o să-mi și-a pe când n-am avut curent, că n-am avut atât mereu curent. Am avut numai... Nu a fost mereu curent aici? Nu. Nu? Nu știu de cât ai băgat numai, n-am avut curent aici mereu, că am fost așa o parte care n-am avut curent aici așa. Păi lucram la lumpaș, seara punem lampa pe masă și eram mai tânără și... La lampă? Da, la lampă. Și să vedea? Să vede, pe eram tânără și vedem, am mai văd fără oceri. Văd da. Așa pe afară, văd bine, dacă la televizor cu ocelar de șetir, de cusur, numai cu ocelar nu uh-huh, am înțeles. Da, da, da. E scump, pe trece sănătatea, vederea, înțelepciunea să nu ține Dumnezeu puterea și, și să-ți poți îmbla și să poți să te scoli din pas și să-ți poți să-ți faci pentru tine, să te speli, să-ți faci o țără de mâncare și atât, atât. Da. Îți convins, Lea Măriuță, că atunci seara când vă puneți în pat, nu-i sară, lăsate Dumnezeu să nu vă rugați. Niciodată. Ce rugați la vârsta asta pe sănătate. Bunul Dumnezeu? Și mă mulțumesc lui Dumnezeu de ziua care a trecut peste mine în pas și în sănătate și în liniște. Și să dai Dumnezeu să treacă și noaptea de azi, noapte, să mă scol la zorul zilei. Când mă scol dimineața, Doamne, mulțumesc că ai trecut noaptea peste mine și mai scol la zorul zilei, mi-ai dat putere și astăzi. Așa vă rugați da, mereu. Da, așa mă rog Dumnezeu. Aici am o vreme și mă rog, porniți radio. Cât e de importantă credința Lea Măriuță? Da, foarte importantă. E importantă? Importantă. Și să iubești pe toată lumea, că eu tot așa zic, Doamne, păzăște-i, Doamne, și pe și ce mă urăsc și pe și ce mă iubesc. Păi și morții hodinește și să le ierte Dumnezeu păcatele și le mulțumesc de tot ce-a făcut pentru mine și pe mine să mă ierte dacă le-am greșit. Nu, asta o zic mereu, mă rog Dumnezeu. Ce frumos! Ce să fac asta? Și Tatăl nostru, Născătoarea, Psalmul 50, asta. Da. Aveți aproape 70 de ani, Lea Măriuță. 69, am primit în ianuarie. În ianuarie. Da. Mulți înainte și cu sănătate să-și fie. Cât a dat Dumnezeu. Îi grea povara asta, bătrânețe? Nu-i ușoară. Nu-i ușoară. Dar și ușoară dacă ai să și sănătos, emblu, tot cum îmi dam când eram tânără. De câte ori să zice că fiecare an e aproape cât un bolovan în spate. E, așa, e, dar... Păi văd femei la 70, la 80 și ceva de ani care sunt putere și mărg și vin și... Dacă eu știu să fac, am lucrat și prea mult am lucrat și nu m-am gândit niciodată că noi ajunge să nu mai pui lucrați, că tot așa e și tare. Așa e blaș, e putea, dar până. Să mă mulțumesc lui Dumnezeu că mă pui școlat din pat. Da. Să-mi dai Dumnezeu sănătate, înțelepciune și mie și la copcii mei, să-i ferească Dumnezeu de rău. Și le mulțumesc de tot ce fac pentru mine și mă bucur de ei. Nu. Cu siguranță, Lea Măriuță, copiii vă iubesc, da, vă prețuiesc, cum se știu spune. Știu că pentru ei am stat aici așa, da, nu m-am dus nicăieri, nu m-am trâns cu nimeni, am stat aici singur și am lucrat și am făcut și am putut. Da, no. da, foarte apoi, bine. Apoi ei își fac mai multe ca mine. Absolut. No. Fac absolut. Și vreau că... Am așa-i tinereța, Lea Măriuță. Așa-i tinereța, da, că ei își fac cum știu ei, eu mi-am făcut cum am știut eu și cum am putut, apoi am... Și cum au fost vremurile, da, după cum au fost vremurile. Da, pe da, când m-am căsătorit aici era numai o casă, nu era numai, și era plină casa de fomei. Serios? Da, da, vine fomei cu lână și
Acolo avem un pat și dormim, într-un pat avem trei paturi, un pătut de ala și se trage, cred că ai apucat. Da, da, da. Dormim acolo tot la o lată până când am făcut căsile. Și, apoi, după și nu v-a fost greu? Ei, nu. Ce să mai povestesc? Greu mi-a fost destul, dar n-am ce fac. Am făcut bucătărie și afară. Am mers din casă, acolo făceai de mâncare, acolo mâncai, femeile statate acolo, s-au uitat la tine cum mănânci, cum faci de mâncare, nu? Eram tânără, nu eram obișnuită cu atâta lume, dar pe aici era lume. Nu vă poți povesti și era aici, adus și noapte, într-una era femeile aici și sași și la moră și la... Pe la vâltoare vineau, unde e fel, cu căruțele și aduceau aici și... Vâlturau, că nu erau pături, nu erau, erau numai atoluri de astea și la spălat și la... Dar pe am un fogătată de prea, nu mai pot. În vremea aceea lână era la valoare, de preț, cum se spune. Da, foarte valoros era lână, atâta lucra familie și țăsă la pânuri și... Toate și le-ați făcea din lână. Ciorapi, mânuși, vestă, șoareși, căput, toate și le-ați făcea numai din lână. Da, da. Și pe aici o duce la ciu, era numai, cred că în două locuri sau în trei erau ciu în sat. Nu erau mai multe ciu aici. Și pe aduce în familie obgele. Apoi prima dată făcea pânurile negre, că apoi trebuia să le ducă pe la sărbători să le cose, să le duce la mașină și apoi făceau astea albe de obgele, că apoi zic că astea au vreme, îmi trebuie cu suție. Au vreme până la Paști, corect, da. Până la... Și apoi... Așa au fost de mult, eu nu m-am gândit că s-au rugăta niciodată, tot așa și lumea, dar pe de la Revoluție, apoi s-au adus pături de astea, s-au adus, stăte și apoi nu le-au mai... Nu le-au mai trebuit. Nu mai folosesc nimeni lui, așa, nu mai lucră nici astea bătrâne, că n-au la ce să lucre și pentru ce să le facă, că nu le trebuie la nimeni. Absolut. Păi astea tinere, nici atâta și s-au gătat. Corect, am vezi, mea, că-s mai ușoare hainele astea din magazin. Nu, hainele nemțești, cum să spun. Și la modă și haine jidojești. Jidojești? Dar de ce le spuneam așa? Păi nici nu erau românești, că hainele românești erau de anoții de aici. Am înțeles, ca un vrei zilea măriuță să merem o țâră sus, așa-i? Da. Aici trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc că noastră ați avut război de țăsut și ziceți că în continuare îl aveți, numai că nu mai este putere de lucrat. Aici am venit, am scat, am ghetece, nu mai am lucrat, că l-aș pune așa numai să știe, să-l văd. Dar nu mai am cu cine lucra să mă ajute, trebuie să-ți ajute să le pui, să le faci și nu mai am. Da. După aici am urmat, aici am lăzile dezastre. Aici ați lăzile dezastre? Păi aici ați rămas, de la părinți și așa, a mea și apă aici, mai ții haine ele. Da. No. Păi timp de vară mă gândesc că mai ieșiți așa și vă mai hodiniți aici, așa-i? Da, aici am nicaierul. Am mai televizat cu Jeica asta și atâta e de frumoasă. Am mai avut una și încă venit una să-i o dau la muzeu și o să o dau și pe asta, zic că asta nu mi-o dau. Asta nu e de dat. Și aici aveți o stălajă cu niște blighe. Da, cu farfurii le-am pus acolo. Oi. Aici am iară. Aici am fețe de masă, am scaune. Ai, Doamne, aici aveți podișorul ăsta vechi. Cred că și-aduc aminte mulți oameni care ne urmăresc că nu era casă țărănească, Lemăriuță, să nu aibă podișor din ăsta, dulap. Da. Păi am zis, băi, tu că să nu mai ții de astea munca, am un zece, nu mai trebuie, dar eu nu mi-l strâng, că nu. Mi-ai văzut că și acolo bucătărie, dar pe-am lucrat. Da. Așa era de mult, nu? Să era cineva când puteai cumpăra unul de ăsta, dar pe-am... Ei. V-am zis, s-au dus vremurile alea, Măriuță. Da. Noi te-și aici, așa. Și lucrături frumoase. A pe perini facem la femei, perini, că le trebuie, că la noi, la femei, la morți, să pune două perini de astea, știi, două funduri de astea. Da. Și apoi aduce să le fac, și apoi eu când le facem lor, nu le dam modelul până nu facem și eu, că îmi plășem, eram la 14 ani de astea făcute. Serios? Da. Vai frumos. Tăte prașa pe mine, tăte am făcut și am cusut și cingeau și tăte, nu? No, și apoi cum să nu vă mândriți cu toate lucrurile astea? Atât dacă mi-o râd eu aici și mă uit la ele și mă duc înapoi. Dar aici este o poză aici pe părăte. Oare și nu e poza asta? Asta e bătrâna și cu băieta mea când a fost micuță. E mama lui socru asta. A fost aici bătrână când am venit eu. A fost aici, nu eu, a fost aici. Am trăit și cu ea, cred că nu știu câți ai. 7 sau 9 ai. Vai frumos. Și aici e copila mea când eram micuță, era de mânuță cu ea.
Da, da, și apoi a fost făcută mai mică și apoi am făcut-o mai mare și am pus-o aici. Am înțeles. Da. E bine că o păstrați la loc o ieșinție. Păstrez, o păstrez. Da. Foarte fain. Și drag, nu. Și tare, tare faine lucrături aveți. Și apoi aici a fost pe pereți și apoi le-am țăpat și le-am pus pe jos. Da. Oare ce să alege cu toate lucrurile astea, ale Măriuță, după ce nu-ți mai ieși dumneavoastră? Poate că băieții mei se rețuie. Poate băietul, dacă a venit și a stat pe aici, poate le-a lăsat, că eu îl plășesc și el și dragă. Nu le-a aruncat, le-a ține. Uh-huh. Le-a ține că îi plac și la ei acasă nu și le pun, că nu le plac, dar poate ieși și drag când le-a vede. Că... Absolut, absolut. Da, și normal, și da. Normal, nu. Și cu siguranță vor fi mândri și da. Ori zice cu drag vorba da. Aia, astea sunt făcute de mama da. Sau astea le-am de la mama. De la mama, da. Da. Și de la mama și de la părinților mama. Aici, la Măriuță, văd că aveți o poză de când sunteți mireasă, așa-i? Da, da. Uh-huh. De 52 de ani. De 52 de ani. Da. Faină femeie, a spus la Măriuță. Poate că numai, nu știu, dumneavoastră de ce dai omul. Și amul sunteți faină, la Măriuță. Slabă, dar tot faină, sunteți și cu suflet mare. Să-mi dai Dumnezeu înțelepciune și sănătate și să mă ferească Dumnezeu de vece șic și de râu. Să nu chinuiesc băieță, să te duci să te grijească, că e foarte greu. Da. Să stai, poți să stai la casa ta și... Corect. Să-ți vezi de a tale. Absolut. Când te scoli, când te culci. Le Măriuță, nici n-am cuvinte de mulțumire că m-ați primit astăzi la dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc că ați venit pe la mine și m-ați măicătat. Că mi-a fost dor să vă mai văd. Și mie mi-a fost dor. Și când l-am văzut azi, doamne, nu m-am cunoscut, dar pe-am urcat, mi-ai slăbgit o țără. O țără. O țără. Da, da, da. Da, să știți că m-am încărcat sufletii ăștia aici la dumneavoastră astăzi. Să ne mai auzim, dacă nu ne vedem, va trebui să ne auzim. Corect, la telefon o să ne mai auzim cu siguranță. Da, pe sigur că v-am numărul și când am și vă sun și vă întreb, da. Și aș vrea, Le Măriuță, acum pe final, așa, să le transmiteți un mesaj oamenilor care vă urmărit. Da, pe să se mă primească cu drag și să-și țuie și ei ca mine, să-și facă și ei în casă și cine vrea să mă vadă, să mă vadă și ei nu e obligat nimeni dacă vrea cineva să uite. Corect, nu. Și neapărat le transmitem și gânduri bune oamenilor de aici, din Transbordare, da. Comuna Telșu. Și uite aici, aș vrea o țără să dau perdeaua la o parte, da. Ca să vadă oamenii ce peisaj frumos aveți da. Aici. A ta e frumos un verzet. Da, foarte frumos. Da. Păi așa să te trezești dimineața cu un peisaj din ăsta, cred că nu, da. Nu ți-ar mai trebui dimineața nici cafei. O aer curat. Și cu aer curat. Aer curat aici, nu? Și n-ai cu nimeni nimica. Nu, cum să zic, nu se duc animalele la nimeni, nu vin altele la mine. Tare da. Din eu dau aici, nu? Și să zic, am teren aici, am... De tot ce nu mă putere să am. Nu mă putere. Când te vărul sândil, am curaj, dar n-am putere. Curaj așa vede multe, dar pe nu-i putere. Păi atunci, Le Măriuță, eu acum la final vă urez sănătate și putere. Și dumneavoastră și la toată lumea și ne urmăre. Să le dai Dumnezeu sănătate și înțelepciune și înțelegere în familie, că asta mi-e scumpă. Când ai corect. Sănătate și înțelegere și îți mai trebuie. Corect. Tătii la rândul lor. Să dai Dumnezeu să ne revedem cu bine.